Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. O să încep cu un mesaj oracol pentru tine din partea îngerilor. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația Cristina Zurba. Ok, mesajul din partea îngerilor este infinit, da? Și că iubirea ta este infinită, da? Iubirea nu are timp, nu are spațiu. Iubirea nu este blocată, da, sau da, blocată de anumite lucruri materiale, și avem afecțiune. Atunci când îți arăți afecțiunea, creezi legături foarte strânse. Deci sfatul îngerilor este aici să iubești necondiționat, sfatul îngerilor este să dai dovadă de afecțiune față de tine, dar și față de oamenii din jur. Da? Ok, poate să fie vorba despre o situație în iubire, nu știu, care se repetă aici la nesfârșit, poate să fie și asta. Hai să vedem acum și tarotul ce transmite, atât din punct de vedere personal, profesional sau financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie tu să știi. Ok. La baza pachetului, lumea, cavalerul de spade, 8 de spade. Aici cineva care te-a surprins în legătură cu un drum, mai poate să fie și un moment în care în sfârșit reușește aici să-ți eliberezi sufletul de niște lucruri care te țineau pe loc. Este ca o obsesie pentru triumf, ca o obsesie pentru luptă. Da? Poate este o luptă aici care s-a închis, o luptă cu tine. Lumea reprezintă o eliberare foarte puternică. Lumea reprezintă aici o închidere karmică, dar și un moment în care vrei să faci totul fix așa cum simte sufletul tău. Da? Avem aici turnul în plan personal, deci o rupere bruscă, da, care s-a petrecut. Poate e vorba de un adevăr care s-a aflat sau care se află. Însă mai văd aici și evenimente neprevăzute care apar în viața persoanelor extrem de apropiate ției. Da? Hai să vedem ce urmează. 9 de spade. Ei, aici este o oarecare îngrijorare în legătură cu cineva. Mai văd aici o oarecare problemă cu somnul sau multe gânduri pe care cineva și le face. Îți faci multe gânduri în legătură cu situația asta, doar că vezi tu, situația asta nu ține de tine. Da? Turnul reprezintă un eveniment care se petrece, fie că vrem, fie că nu vrem. Și aici eu simt clar că este vorba despre un moment de vindecare pentru tine, un moment de eliberare. Te stresezi aici, te gândești la cineva. Hai să vedem ce aduce turnul. Turnul a venit cu 4 de cupe, deci un refuz. Da? Cineva a refuzat sau cineva aici e supărat, e trist, nu are chef de nimic. Parcă este o persoană retrasă. 7 de monede. Cineva care stă aici și își face inventarul. Mai văd o veste surprinzătoare legată de o moștenire pentru unii sau o veste surprinzătoare în legătură cu o așteptare mare. Hai să vedem 9 de spade. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aici poți să te întâlnești cu o prietenă sau cu o persoană care este foarte entuziasmată. Este o persoană care vrea să-ți ridice moralul, dar poate să fie vorba și despre o persoană căreia îi place așa să-și trăiască viața din plin. Persoana asta are un rol important în viața ta, da? Însă pentru alții văd că parcă sunteți într-un moment în care nu vă mai interesează de nimeni și de absolut nimic. Și tot ceea ce vă doriți este să faceți ceea ce vă place. Hai să vedem, regina de bâte, cu ce vine? Faietonul, o legătură cu zodia rac, deci
Poate să fie un drum pe care persoana asta îl face către tine, dar poate să reprezinte de asemenea și o victorie pe care o ai. O persoană îngrijorată de la drum, văd aici. Sau poate te stresezi în legătură cu o călătorie pe care o faci către o distracție sau către un loc în care te relaxezi, te simți bine. 6 de bâte. Uite, văd aici o victorie pe care o vei avea. O bucurie mare. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate este o veste surprinzătoare în legătură cu o rivală. Pentru că, uite, wow, văd aici o surpriză în dragoste. Ei, poate cineva vine către tine. Da? Sau o surpriză pe care o poți avea de la persoana iubită. Da? Poate omul ăsta e stresat, trece printr-un eveniment ciudat și atunci vine către tine. Hai să vedem. Poate te surprinde, nu știu, o prietenă care ține sincer la tine și care te sună, care îți dă mesaj. Da? O curiozitate plăcută. Deci, poate e cineva curios sau curioasă de tine. Dar văd aici, uite, că cineva te dorește cu bucurie mare, vrea să te revadă. Deci e o persoană care ține mult la tine. Să vedem în continuare. Avem 7 de monede. Deci aici parcă te concentrezi mult asupra economiilor tale în acest moment sau pur și simplu analizezi tot ceea ce ai construit până acum tocmai pentru a merge mai departe. Da? Culegi roadele. 10 de monede. Uite, aici te vezi cu un grup mai mare de oameni. Te vezi cu niște prieteni, ai o ședință la muncă, o întâlnire, dar dacă aștepți un răspuns legat de bani, legat de o casă, legat de ceva ce costă mult, atunci acest răspuns este pozitiv. Hai să vedem 7 de monede. Ce vrea să zică? Cavalerul de monede. Da, deci un drum pe care îl faci aici pentru a rezolva ceva financiar. Poate mergi la cumpărături. S-a mai întors o carte. 5 de bâte. Este o problemă veche aici asupra căreia revii în acest moment și reușești să rezolvi situația. Să vedem 10 de monede. Nouă de cupe. Deci aici mie mi-apare o veste foarte bună pentru tine, o împlinire. Da? Este o bucurie mare care apare brusc, da? Ceva ce se rezolvă brusc, ceva ce se rezolvă foarte rapid. E o bucurie mare care ține de un drum, deci nu știu, faci un drum undeva, poate te întâlnești cu membrii familiei, poate te întâlnești cu prietenii și aici văd că rezolvi ceva important. Iar dacă aștepți un răspuns, atunci acesta este pozitiv. Uite, este o scrisoare, o veste, un e-mail, un apel telefonic legat de un proces și o judecată sau legat de zona juridică pentru unii. Poate o hotărâre care s-a luat undeva, e ca judecata de apoi. Surpriza pentru tine, avem regina de spade și 3 de monede. Surpriza este de la o persoană mai rece, mai dificilă, poate surpriza ține și de o instituție publică. De asemenea, văd aici o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza clar ține de o hotărâre care se ia într-un grup mai mic de oameni, într-un grup format din 3 persoane. Poate este și o hotărâre legată de prietenii tăi sau o hotărâre legată de zona studiilor. Hai să vedem ce e cu regina asta de spade. Pajul de bâte, deci regina asta să știi că îți dă o veste foarte bună, da? Surpriza ține și de un proiect foarte drag ție la care lucrezi,
Sau surpriza ține de o femeie cu un copil. 7 de cupe. Deci se clarifică ceva. Da? Era o situație aici în care erau mai multe opțiuni. Nu știai pe unde să te duci sau persoana asta nu știa pe unde să se ducă și atunci se rezolvă problema. O persoană mai dificilă care știu eu vine și-și cere un sfat, vine și-și cere o părere. Hai să vedem 3 de monede. Lumea, deci aici uite mie mi-apare un răspuns pozitiv, da? Poate legat de un examen, legat de o călătorie îndepărtată, poate să fie și faptul că ajungi acolo unde îți dorești, pentru că uite lumea avem și la baza pachetului, deci e un răspuns pozitiv și are legătură și cu banii, să știi, deci, îți intră și bani sau răspunsul acesta te face, da, să ai o încredere mai mare în tine. Mai vreau o carte. Regina de monede, 9 de bâte. O legătură cu zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Aici e clar că tu devii mult mai sigur, mult mai stabil. Este clar aici o veste pozitivă legată de o situație în care ai stat și ai așteptat și în sfârșit acum primești recompensa. În sfârșit primești vestea cea bună. Da? Hai să vedem ce zice și tarotul meu cu surpriza asta. Surpriza ține de o veste despre un final pe care o vei afla la o întâlnire sau într-o discuție telefonică. Ne-a ieșit lacrimi și noutăți plăcute. Deci în legătură cu o situație care ți-a adus suferință, ți-a adus lacrimi, aici e clar că apar niște noutăți plăcute, apar niște vești bune. Care, uite, sunt cu mare noroc pentru tine. Aici este o veste de la distanță sau din străinătate care poate să apară sau e vorba de ceva pe termen lung. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Îngerii zic așa că este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Apoi avem așa, tu meriți iubire. Din nou ne întoarcem la ideea de iubire. Și mai avem un mesaj important, atenție, renunță la fosta relație. A venit timpul să cureți energiile. Da? A venit timpul să cureți energiile. O separare, finanțe și carieră. Uite, poate rezolv ceva legat de zona banilor. Da? Sau poate auzi de o separare a unor oameni. Wow, ce fel au ieșit toate. Deci avem așa, un bărbat matur, un bărbat în vârstă, o moștenire sau o sumă mare de bani sau o situație importantă pentru tine din punct de vedere financiar. O relocare, o casă, libertate, eliberare, acțiune, deci cineva care acționează în legătură cu o situație. Și avem ceva ascuns, ceva valoros. Deci aici văd clar că poți să rezolvi ceva important legat de o instituție cu nume masculin sau legat de un bărbat important din viața ta. Ideea este că te eliberezi. Te eliberezi și uite, se face dreptate.
Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând cu mare drag pe aplicație. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Acolo, oricând aveți nevoie de o ghidare, găsiți din partea cărților, găsiți și ora norocoasă, găsiți și numărul norocos, da? Tot ce vreți, găsiți. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc!